chem alături de mine în lupta pentru o zi de mâine în care suntem mai uniți, mai demni și mai siguri de binele nostru și al familiilor noastre. O zi de mâine în care să ne temem mai puțin, în care avem mai multă speranță și încredere în noi și ai noștri. Continuă emisiunea De ale Buzoianului. Suntem împreună cu domnul senator PSD Lucian Romașcanu. Dânsul reprezintă candidatul PSD la alegerile prezidențiale din noiembrie, doamna Viorica Dăncilă. Vorbim puțin despre campanie, despre ce ar însemna doamna Dăncilă președinte și despre cum mai merg treburile în PSD. Domnule senator, spunea mai devreme că au trecut 3 ani. Mai aveți un an. Cum a fost până acum în Senatul României? Vă spun că sunt extrem de recunoscător destinului și sigur lui Marcel Ciolacu și PSD-ului că mi s-a dat această șansă, pentru că este un lucru absolut memorabil și minunat să poți să faci politică la acest nivel. Cred, din ce am făcut până acum, că am reușit să fiu destul de pregătit pentru a prelua poziția cu pricina. Și sigur, atât ajuns în Parlament, am avut șansa unor funcții încă din primul an. Am fost președintele Comisiei de Cultură și Media, pentru Cultură și Media a Senatului, chiar din ianuarie 2017, până am ajuns ministru al Culturii, iarăși o demnitate extrem de importantă, pe care, sigur, m-am străduit să o duc la capăt cât am putut de bine și cu modestie, fără lipsă de modestie sau cum vreți dumneavoastră, cred că am făcut-o într-un mod minim decent, după care la nivel parlamentar iarăși sunt acum președintele Comisiei pentru Cultură și Media din Senat și o comisie extrem de importantă pentru că validează rapoartele și propune măsuri în ceea ce privește conducerile TVR-ului, Radioului Public, Consiliul Național al Audiovizualului, Institutului Cultural Român, deci o comisie extrem de importantă. Și mă bucur că sunt acolo și lucrez cu oameni minunați și cunosc oameni minunați. Sunt și președintele delegației Parlamentului României la adunarea parlamentară a OSCE, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, unde fac așa numita diplomație parlamentară, duc mesajul nostru și încerc să ne facem cunoscuți direct de la sursă, așa cum suntem în toate locurile unde ajung, mergem, monitorizăm alegeri. În plan strict parlamentar, sigur că susținem legi, venim cu inițiative legislative, ne facem treaba în Parlament. Au fost aceste legi de care sunt foarte fericit, pe care le-am și susținut și am contribuit alături de colegii mei la înființarea băncii de gene, la transferarea crângului în proprietatea primăriei. Și sunt multe. E o activitate densă, plină și plină de satisfacție. Și câteodată și de insatisfacție, când îți dai seama că totuși stă în mâna ta să schimbi lucruri și să vezi că nu poți dintr-o anumită conjunctură politică sau anumite negocieri care se fac. Da, asta e viața politică și încercăm să ne acomodăm. Revenim puțin la guvern și la ce se va întâmpla în zilele următoare. Vorbeați despre o listă, era acolo la un moment dat și domnul Romanescu trecut, ca la Ministerul Tineretului și Sportului. Înțeleg că a fost schimbată nominalizarea, dar ați văzut și programul propus de ei, program de guvernare pe care spuneți că l-ați urmărit și vi se pare că ar fi plagiat după programul PSD? Sunt colegii care au analizat și continuă să vină mesaje pe fiecare în capitol al programului de guvernare. Sunt câteva zone în care sunt evidente, evident plagiatul. Sunt măsuri, cum am zis și mai devreme, care, din păcate, vor afecta bunăstarea. Îmi pare rău să le văd, pentru că în mod normal când preiei o guvernare încearcă să preiei și ce e bun din guvernarea respectivă și faptul că această politică de wedge, led growth, creștere dusă prin creșterea salariilor a funcționat și a funcționat foarte bine, ca dovadă că acum în Polonia se merge pe ideea de creșterea salariului minim la 1000 de euro.
a funcționat, merge, avem cea mai mare creștere sau printre cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeană. Bunăstarea este clar mai mare decât a fost înainte. Acum citeam că a ieșit o cifră că depozitele populației au crescut într-un an de zile cu 1 miliard de euro la bănci. Da, ați văzut sigur și cifrele care spun că România se află pe locul 34 din 46 la puterea de cumpărare. La puterea de cumpărare, dar nimeni n-a spus că această cifră care ne pune pe locul respectiv reprezintă o creștere de 14% față de anul anterior. A, deci e un pic mai bine decât atunci când era mai rău. Adică, da. Suntem nasol, că doar nu... Suntem, da. Nu venim din... Să nu uităm că totuși 45 de ani de comunism au lăsat niște urme și comunismul pe care l-am avut noi a fost un pic altfel decât l-au avut alții. Dar acea cifră care ne pune, depinde, vedeți, depinde de unde te uiți la... Depinde cum simți că trăiești în România, nu depinde de unde te uiți. Nu, și depinde de unde te uiți la cifră, că dacă vezi la 5400 nu știu cât de euro pe an, suntem pe locul 36, da, dar cifra asta în urma guvernării PSD reprezintă o cifră cu 14% mai mare decât anul anterior. Putea să fie mai mare de 14%? Da, dar putea să fie mai mică. Cum pot cei care au mai fost la guvernare în alte dăți. Depinde la ce parte a paharului te uiți. Da. Dar e mai mare, în altă ordine de idei. Depozitele, asta cum se cheamă, creditele neperformante de la bănci au scăzut de la 9,6% în 2016 la 4,7%. Deci toate astea arată că se trăiește mai bine. Deci sunt și români fericiți, am înțeles. Sunt și români fericiți, că putem fi și mai fericiți, sigur, dar putem fi și mai triști. Dacă ai niște lucruri care funcționează, nu înțeleg de ce nu le continui. Dar... Vă întrebam de guvern și am văzut că nu au numărul necesar de voturi, pentru că s-au hotărât anumite partide să nu susțină guvernul. Ce se va întâmpla? Că speranțele lor sunt pentru unii PSD-și care s-ar răzgândi. Credeți că s-ar putea întâmpla ca la moțiune? Din punctul meu de vedere, decizia partidului de a nu intra în sală la primul vot de investitură este una corectă pentru a le pune o foarte mare și luminoasă oglindă în față. Dacă ai reușit să dai guvernul jos și nu reușești să ți-l treci, arată de fapt cam unde suntem. Și arată aventura în care au intrat doar pentru un folos electoral al candidatului lor la președinție. Pentru că, în mod normal, ei trebuiau să înceapă aceste negocieri în august, să se certe, să se împace și când dădeau guvernul jos, a doua zi puneau pe masă ceva. Nu. A fost făcut acum, forțată toată treaba pentru a ajuta candidatul lor la președinție și iată ce se întâmplă. După aceea, eu sincer vă spun, n-ar trebui să ne jucăm cu țara, pentru că din punctul meu de vedere a lăsat iarna, unde trebuie făcute stocurile de gaze, de cărbuni, de trebuie făcut bugetul, sunt 1 milion de lucruri de gestionat într-o iarnă, într-o țară, n-ar trebui să mergem cu lupta politică până într-acolo încât a blocat noi țara de data asta. Și e foarte posibil să se decidă la nivelul partidului să participăm totuși la investirea guvernului Orban. După care avem... Să participați la investirea guvernului? Chiar eventual să și votăm. Serios, când ar trebui să se decidă? Azi, mâine, la noapte? Nu știu, când? Să vedem ce se întâmplă după votul de săptămâna viitoare. Înțeleg că marți, miercuri, joi o să fie comisii, vineri să voteze guvernul. Noi nu o să fim. După aceea o să vedem ce se decide. Ca să nu se ajungă, evident, la alegeri anticipate. Nu se poate. Noi nu vrem alegeri anticipate. Păi tocmai de asta aveți vota. Vă spun la modul cel mai sincer. Nu, domnule, că vă e frică. Da, domnule, nu suntem în cea mai bună situație acum. Dacă tu ești de la 10 la... de la 8-9 cât a avut USR-ul la 20 și PNL-ul de la 20 la 32, normal că vrei alegeri anticipate. Și normal că eu nu vreau. Care sunteți de unde... Care am plecat de la 46 și suntem la 27-28 acum. E optimist, posibil. Așa, că ziceați mai devreme că vă așteptați la 20-22 la prezidențiale. Da. Ai cifra candidatului. A, nu sunt aceleași cu cifrele partidului. Nu. A, deci nu. Cifra candidatului e mai jos decât cifra partidului. În acest moment, cifra candidatului este sub cifra partidului, dar nu rezultă din faptul că PSD-și vor vota altceva, ci e posibil din absenteism, din altceva. Dar tindem să egalăm cifra partidului și sigur că da, până în turul 2 să depășim cu candidatul scorul partidului. Dar... Normal că nu vreau, când sunt într-o situație nefavorabilă, să merg la alegeri anticipate. De aceea veți vota. De aceea, și nu numai, nu de asta voi vota guvernul, pentru că îl votăm pe primul, nu îl votăm pe al doilea.
Adică nu este, domnule, îl votez că mi-e frică de alegeri anticipate. Nu, e mai importantă responsabilitatea față de țară și nu sunt vorbe mari aici. Adică să nu mai tărăgănăm. Să nu mai tărăgănăm cu un guvern cu atribuții amputate, cu 7-8 miniștri lipsă, nu cred că are rost. Nu știu, nu e decizia mea, este o părere personală. O să vedem ce se decide, pentru că opțiunile mai sunt să ne facem noi o majoritate să luăm guvernare. Știm că nu ni se va da niciun prim-ministru și atunci nu cred că are rost să mergem pe aventura asta. Dar mai e o surpriză, la modul cum e trendul acum la PSD. Când domnii vor alegeri anticipate martie-aprilie, s-ar putea să le vrem și noi. Dacă vom ajunge până la un 35-37 până atunci. Cum sunt mari șanse. Dar vedem, anticipate în acest moment nu. Și nu e numai de la noi. Garantat vorbim mult, facem puțin pe zona asta. Nu s-a întâmplat niciodată. Și vedem dacă susținem guvernul. După ce nu le asigurăm vorumul. Dar e posibil să decide să susțineți guvernul? Da, e foarte posibil pentru că, repet, ține de responsabilitate. Alte opțiune n-ai. Ai opțiunea să-ți faci tu guvernul și știi că nu o să poți, că nu o să-ți dea premierul. Dacă va câștiga doamna Dăncilă președinția, atunci asigur că ne vom gândi foarte serios în... Păi de la 20% până la... Păi stați o secundă, că s-a mai întâmplat și la sută. Este pentru prima oară și vă spun eu că poate e cu noroc de data asta. E pentru prima oară când candidatul PSD-ului pleacă cu șansa a doua. Până acum PSD-ul avea candidatul în jurul la 40% de fiecare în primul tur. Și venea cine venea după la 20-25 și câștiga. Ei, acum suntem noi așa. Ce credeți că se va întâmpla în diaspora? Pentru că au fost probleme acolo. Cred că și asta contribuie destul de mult la modul în care votează oamenii. Am văzut noi la europarlamentare. Învățăm greu, dar învățăm. Cum va fi? Despre am pierdut că nu vor fi probleme. Două, trei rânduri de alegeri din cauza unui val de emoție fantastic plecat din faptul că diaspora n-a putut vota. Deși înțeleg că pe aici pe acolo se putea vota, dar au preferat să facă aglomerație în anumite zone pentru a trimi. I-am văzut cu toții cum au stat la cost, dacă. Poate oamenii munceau până în ziua respectivă, nu puteau pleca să voteze. Erau secții libere și era toată lumea în partea altă. Sigur, s-a jucat și politic și altfel această emoție și ne-am pierdut de figată. Că uite, PSD-ul nu văd dreptul la vot, și acum ne-am făcut deștepți. Pentru că nu e nicio... Sigur, și cei de afară votează mai puțin cu PSD-ul, dar mai avem și pe acolo oameni care ne votează. Votați, domnilor! Se zunea că n-au fost alocați banii pentru secțiile de acolo. Trei zile au fost bani, s-au făcut până la urmă prin lege, prin OHG-uri, că tot așa, neputând guverna din cauza piedicilor, a trebuit să inventăm soluții legale ca să putem duce banii acolo. Dar acum sunt trei zile de vot, sunt de trei ori mai multe secții de votare. Votați, domnilor, cât vreți! Ca să nu mai existe după aia acel val nenorocit care spune PSD-ul se opune. Nu, domnule, votați cât puteți. Aveți posibilitatea să votați prin corespondență și nu v-ați înscris. Aveți posibilitatea să vă înscrieți pe liste electorale ca să știm cum dimensionăm secțiile și pe unde le punem. Nici acolo nu s-a înscris lumea. Înțeleg că sunt 1 milion cu toți înscriși, jumate pe așa, jumate sau 100.000. Deci, din punctul meu de vedere, este natural să asigur dreptul la vot și o facem de data asta, tocmai că noi așa discriminăm întotdeauna pozitiv, o facem în detriment, sau cum să spun eu, mult mai bine și condiții mult mai bune va avea, va avea votantul din diaspora decât cel din țară. Nu știu dacă e bine, că nu e normal să o faci așa. Îmi place așa exprimarea asta, discriminăm întotdeauna pozitiv. Mă gândeam acum la bugetari și la oamenii care muncesc în privat. Da, ce bine ar fi să aveți o lege să-i discriminați așa pozitiv și pe cei din privat, singurul, că pe cei de la stat i-ați tot gratulat. I-am discriminat pozitiv prin creșterea salariului minim. Da, da, da. Pentru că în moment, tu n-ai pârghii pentru salariu. Tocmai asta zic, ar fi fost bine să aveți și pârghiile. Păi da, nu le ai. Ai mijloace prin care crești performanța, prin care asiguri creșterea performanței întreprinderilor mici și mijlocii. 1% pe cifra de afaceri a fost fantastic pentru mediul economic și sunt oameni din zona de dreapta care au spus, domnule, așa ceva, măsură mai de dreapta ca asta, nu are niciun guvern de dreapta, felicitări. Dacă există o frustrare vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la stat versus privat, deși privatul începe să se corecteze acum pentru că au nevoie de oameni și creșterea de salarii va veni natural, vă spun că eu aș face mâine reforma administrativă. Și îmi pare rău că acest guvern n-a mai apucat să o facă, pentru că în momentul în care cresc salariile la nivelul ăsta,
automat ar fi trebuit să se refacă concursuri pe post, să vină cei mai buni oameni acolo și să vedem că, într-adevăr, administrația funcționează. Poate se va întâmpla de acum înainte. Dar să nu uităm că în bugetarii ăștia pe care îi certăm pentru salariile foarte mari intră și medicii, și profesorii, nu sunt numai funcționarii de la fisc. Da. Fiecare categorie cu defectele și calitățile ei, tot vorbim și cu reprezentanții medicilor și ai profesorilor, știm că s-au mai rezolvat problemele, asta e bine. E bine, ar fi minunat să se întâmple și în spitale, adică locurile de muncă ale medicilor să fie și ele pe măsura pregătirilor, pentru că și acolo sunt probleme, știm cu toții. Sunt multe de făcut în țara asta. V-aș întreba, mai avem așa 5 minute, cum vi se pare Buzăul? Ce credeți că s-a întâmplat bun în Buzău și ce ar mai trebui să fie până la alegerile de anul viitor? Păi bun în Buzău s-a întâmplat în primul rând că avem un primar care visează. Că spunea și dumnealui că, nu știu, primarul cărui oraș, cred că de la Tel Avivului, Ierusalimului, îi spunea că dacă regretă ceva din mandatul de primar a fost că n-a visat suficient. Tomiță visează. Are viziuni și pe zona de infrastructură, și pe zona culturală, și pe zona patriotică, și are motor de rachetă și le face în măsura în care are buget pe toate. Ideea este că sigur poți să te uiți să spui, da, domnule, e asfaltată strada, dar încă pe trotuară îți rup picioare. Măcar s-au făcut niște lucruri care arată că viitorul sună bine, ca să zic așa. Adică în momentul în care vezi că un om cu resurse limitate, care a pornit cu deficit foarte mare de buget, a reușit să facă ce a făcut, e evident că în perioada următoare, cu banii care vor veni acum pe fond de dezvoltare și investiții, în care se vor face toate școlile, există prinși pe fonduri europene, Transilvaniei, industriilor și Unirii. Adică orașul se va schimba dramatic în bine în următoarea perioadă. Deja, să nu-ți vină să crezi, dar noi am lăsat vechiul primar PSD, a lăsat noului primar PSD, 53 de străzi de pământ, pe care noul primar le-a asfaltat pe toate. Sunt locuri de joacă, platforme îngropate de gunoi, manifestări, pentru că nu poți să faci, cum să spun eu, bine unui oraș dacă nu îi dai și un fir roșu de suflet și de inimă. Și ce face cu Marghiloman, toate manifestările de centenar, Bulevardul Eroilor, sunt lucruri care completează. Toate școlile din Buzău digitalizate vor avea catalog electronic și au catalog, toate școlile din Buzău. Deci nu ratează niciun domeniu. Și în județ? Pentru treaba asta. În județ înțeleg că lucrurile merg foarte bine și acolo și 1.200.000 ceva de milioane de lei aduși de la București, sigur cu meritul Marcel Ciolacu și a echipei, se văd în străzi, nu există nicio localitate din Buzău care să nu aibă 2-3 proiecte de investiții. Lucruri care se simt la calitatea la nivel de trai al oamenilor. Ce trist este că, cum spunea cine spunea, dacă spui o minciună de 100.000 de ori, rămâne minciună. Dacă spui de 1.000.000 de ori, se transformă în adevăr. Guvernarea eșuată, tinerii frumoși și liberi de la București și sună părinții mai bătrâni și mai puțin liberi, bă, o duci prost. Mă, tată, dar o duc bine. Bă, n-auzi că o duci prost. Lăsați, că asta e elecția politicienilor. În primul rând e discursul lor, că dacă spui o minciună de 1.000.000 de ori, o crede toată lumea. Păi da, dar noi n-am fost în stare să comunicăm și cu sufletul oamenilor și cu emoții. Dar poate sunteți de acum înainte în stare. Asta vrem să facem. Adică oamenii chiar își doresc politicieni care să fie sensibili la durerile lor, la suferințele lor. Dar noi spuneam cifre și el spunea unui adevărat. Da. Spuneți-mi cum vedeți PSD-ul după alegerile locale de anul viitor. Cum va fi în comparație, așa, în oglindă cu ce se întâmplă acum? Cum va fi atunci? E foarte important cum va fi PSD-ul după alegerile prezidențiale. Pentru că este evident că va exista un congres, poate la începutul anului viitor, în care toate lucrurile bune și mai puțin bune se vor pune pe masă și vor trebui reparate multe. Păi de asta e după alegeri, să aveți timp să vă reveniți până atunci. Ca da. Să fie și după ce se vor întâmpla toate aceste lucruri, care este obligatoriu să se întâmple, ca acest partid să meargă înainte spre victorie, eu am sentimentul că la alegerile locale de la anul vom avea o performanță similară cu cea de acum 4 ani. Primarul nu are nicio emoție. Nu cred că va avea vreo emoție, va lua 50-60% fără nicio problemă. Președintele Consiliului va fi pentru prima oară în ultima perioadă ales în individual și sperăm să-l câștigăm.
Avem 7-7 de primării din 87 în acest moment. Ne dorim să le menținem și eventual să creștem și asta nu e o... Că e bine să mai fie și restul, dar dacă lumea ne vrea și se întâmplă lucruri bune, până la urmă ți-asumi această chestiune. Dom'le, vreți să le luați voi pe toate? Dom'le, n-am vrea, dar dacă... Dar e bine că avem și parlamentari care visează, nu? Că spuneați că avem un primar care visează, e bine să avem și idealuri astfel încât să tindem dacă spre ele. Dacă nu visezi, nu urmează nimic. Așa. Mai avem un minut. Spuneți-le oamenilor de ce să o aleagă pe doamna Dăncilă președinte. Păi, în primul rând, pentru calitățile proprii. Și aici revin cu ce spuneam, un președinte trebuie să fie echilibrat, trebuie să fie echidistant, trebuie să fie empatic, trebuie să fie conciliant, trebuie să fie un bun jucător la nivel internațional și doamna Dăncilă are și experiența de europarlamentar și cea mai recentă de prim-ministru. Și prin comparație cu președinții pe care i-a avut în ultima perioadă România, trebuie să fie altfel. Nu vreau să mai vorbesc de contracandidatul celor de la PNL, dar uitându-ne la ce s-a întâmplat acolo, e evident că doamna Dăncilă poate fi mai bine și mai mult. Eu vă doresc succes, vă mulțumesc, domnule senator, că ați fost alături de noi astăzi, vă mai așteptăm cu drag în studioul nostru și o să vorbim și despre cifre în emisiunile viitoare, să vedem cam cum ați văzut realitatea așa pentru următorul an. Vă mai aștept cu drag, încă o dată spor la treabă. Și eu vă mulțumesc mult și vin cu drag de fiecare dată. Vă mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați că urmează jurnalul Campus TV imediat. O seară bună, la revedere!